și fete, astăzi vă voi arăta 5 mobi periculoși din Minecraft pe care 100% nu i-ai mai văzut niciodată. Frați și surori, astăzi vom face ceva foarte, foarte special. Bine ați venit la un nou episod de Minecraft la mine pe canal, în care vom face ceva mai diferit, fraților. Mai exact, astăzi vă voi arăta top 5 mobi rari și periculoși din Minecraft pe care probabil voi nu i-ați văzut niciodată în jocul vostru. Și poate vă întrebați, de ce nu i-ați văzut? Pentru că, boys, într-un fel, acești mobi sunt mai mult un mit în jocul Minecraft. Adică există oameni care i-au văzut, există poze cu ei, oameni care au povestit că și că i-au întâlnit pe hărțile lor de Minecraft, însă momentan nu este nimic 100% confirmat, adică creatorii Minecraft-ului nu au zis că acești mobi există sau nu există în joc. Și tocmai de aceea, boys, chiar acum în fața mea se află 5 chesturi care conțin acești mobi. Ideea e următoarea, avem 6 chesturi pentru că avem și un mob bonus. Deci mobii ăștia, boys, au fost văzuți măcar o dată. Dacă mă uit în fiecare chest, avem oul care spawnează mobul, pentru că am adăugat moduri ca să spawneze acești mobi, și avem și o carte de info, boys, în limba română, care o să ne explice care e treaba cu mobul ăsta, ca să fie totul mișto și să înțeleagă toată lumea. Ei bine, avem prima dată villagerul supărat. O să vedeți, boys, este gigantic, efectiv. Deci toți mobii ăștia sunt foarte periculoși. Deci nu este clipei deloc, o să vedeți și voi. Sunt extrem de periculoși, extrem de mari, toți sunt gigantici și totodată sunt foarte, foarte rari. Avem prima dată villagerul supărat, după warrior villager, așa, după yeti, după vrăjitoarea gigant, asta e foarte, foarte horror, dirt golemul și bonus gardianul. Deci o să vedeți, voi zic ceva foarte, foarte mișto. Nu uitați de like, de subscribe, vreau să văd dacă filmez chestia asta, eu filmez și hai să-i dăm drumul cu episodul nostru foarte drăguț. Prima dată, boys, o să mergem la locul 5 și am pus așa într-o ordine care sunt așa mai de temut, aș putea să zic. Prima dată l-avem pe villagerul supărat. Hai să vedem, avem aici o carte cu info, unde scrie chiar așa: acest mob, cunoscut sub numele de villagerul supărat, a fost văzut o singură dată pe varianta 1.7.10 de Minecraft în anul 2017. Mamă, boys, când mă jucam eu Minecraft 1.7.10, în cazul în care nu știți, nu știu dacă ați apucat în vremurile aia de Minecraft, însă pe versiunea 1.7.10 se face PvP foarte, foarte bine. Din câte știu, este cea mai bună versiune din istoria Minecraft-ului pentru PvP. Adică se bat băieții foarte, foarte mișto. Și zic că a fost văzut o singură dată pe versiunea aia. Se presupune că a fost un bug de la joc, dar momentan nu se cunosc alte detalii. Deci s-ar putea ca villagerul supărat să fi fost doar un bug, însă noi acum îl avem în lumea noastră de Minecraft. Hai să vedem aici. Se numește Madlegger, adică în loc de villager este Madlegger. Adică că e un villager supărat. Hai să vedem care-i treaba. O să bag un golden apple. Nu știu dacă o să mă moare, boys, dacă o să mă moare, o să fie foarte, foarte nașpa. Însă totodată sper să nu distrugă asta, să dau așa. Ia să puțin, boys, să mă duc la settings. Fiți atenți că fac o chestie. O să pun aici mob griffing off ca să nu cumva să distrugă harta. Hai să vedem. 3, 2, 1 și bang! Uitați-vă la el, boys! Este efectiv un villager gigantic care are ceva. Ia stai, mamă, ok, dacă îmi dă una mă omoară. Ok, boys, eu am sabia asta care îi dă foarte, foarte mult damage. Ăsta este Mad Villager, nu știu dacă l-ați văzut. Adică, mamă, bă, uitați-vă cum aleargă, bro. Aleargă foarte, foarte, foarte ciudat. E gigantic și rar și are o chestie în mână. Mamă, bro! Oh! Oh! Hopa, hopa! Și-a dat tricoul jos! Și-a dat tricoul jos! What? Și-a dat tricoul jos de față cu mine? Boys, mamă, stai să-l bat pe ăsta. Băi, și-a dat tricoul jos, mamă, mori odată. Ok, ok, mamă, voi vedeți ce mușchiare. Moi! Ok, boys, am reușit să-l omorâm. Ăsta a fost villagerul supărat și avem, ne-a dat și un diamond dex. Ok, foarte, foarte mișto. Ăsta a fost primul mob, boys, villagerul supărat. Hai să vedem ce avem mai departe. Avem warrior villager, ok, hai să vedem și la ăsta care-i treaba. Acest mob trebuia să fie adăugat în noua versiune de Minecraft 1.18, dar la ultimul snapshot a fost scos. Nimeni nu știe de ce. Hopa, trebuia să se spamneze rar doar în situațiile în care villagerul este atacat pentru a-l proteja. Aha. Deci acest mob trebuia să fie adăugat în Minecraft, însă băieții au decis să nu mai adauge. Nu știu de ce, urmează să aflăm, hai să vedem. Ancient Spartan, hai să vedem. 3, 2, 1 și mamă, boys, ok. Deci este un villager spartan într-un fel, adică se vede că are, nu știu dacă are sânge pe el sau e o mantie. S-ar putea să aibă sânge pe el, boi? Ce ziceți? E sânge sau e o mantie? Dacă îi dau una... Mamă! Mamă! Hopa! Mamă, boys! Ok! Ok, aruncă cu chestia aia după mine! Mamă, aruncă cu surițe după mine! Ok, ok, destul de nașpa. Stai să mă bat pe el, ok.
Mamă, lasă-mă în pace, frățiorul, lasă-mă în pace. Mamă, trebuie să-l bat, trebuie să-l bat neapărat. Ok, boys. Mamă, deci, bă, dacă îi dau una sare, bă, e prea OP, mă, ăsta. Lasă-mă, frățiorul, în pace, lasă-mă să te bat. Moare odată, bă. Ok, mamă, boys, dar nu mai moare. Ok, am reușit să-l omorăm și pe guardian villagerul ăsta și am primit 4 emeralde. Bun, boys, bun, bă, mobii ăștia sunt destul de greu de pătut. Hai să vedem ce avem mai departe. L-avem pe Yeti. Ok, bănesc că toată lumea a auzit de Yeti, acea creatură care cică circulă prin pădure din Rusia, dacă nu mă înșel, acolo unde e foarte, foarte frig. Hai să citim info-ul despre el. Yeti a fost prima dată văzut pe o hartă din Minecraft în care acțiunea se petrecea într-o pădure din Rusia, exact cum am zis eu. După chestia asta au apărut mai multe poze cu el. Unele s-au dovedit a fi false, astfel nu putem spune de câte ori a fost văzut. Am înțeles, boys, mamă, bun, bun. Hai să vedem care-i treaba cu Yeti ăsta. 3, 2, 1 și... Hopa! Hopa! Băi, destul de supărat e ăsta. Ok, deci vedeți, este un monstru gigantic efectiv. Însă, băi, frățiorul, ce-i cu mine, bă, că eu nu ți-am făcut nimic. Știi ce zic? Hai, lasă-mă în pace, mori odată. Ia să-i dăm noi lui Yeti ăsta până nu mai poate. Mamă, hopa, hopa, what? Bă, dar voi observați că mobii ăștia, gen, cu cât îi bat, cu atâta își schimbă înfățișarea, practic? Adică eu dau unii și își schimbă toate astea. Mamă, lăsați-mă în pace. Ia vrem aici, șmecher, ia mori, azi cine dă la drop dacă îl omorăm. Ha, mă, mor odată, bă, mai pot să-l omor. Mori, ok, boys, ne-a dat foarte multă gheață și toate chestiile de genul. Băi, momentan, nimica foarte, foarte special. Hai să punem cartele lui aici, boy. Și acum mai avem mobi special. Deci aici am lăsat totul la final, în continuare filmez, da? Pentru că ăștia, pe bune, sunt ceva special. Avem vrăjitoarea gigantic, care e foarte, foarte specială. Ați văzut-o probabil și în thumbnail. Nu știu dacă o să o pun în thumbnail sau o să pun Dirt Golemul, nu știu, mă mai gândesc. După avem Guardianul și Dirt Golemul. Ăștia sunt foarte, foarte speciali. Hai să mergem prima dată cu vrăjitoarea gigantic. Hai să citim info-ul. Vrăjitoarea gigant este un mob pe care îl poți vedea în orice versiune din Minecraft, însă șansele să o vezi sunt extrem de mici, deoarece aceasta apare doar în momentul în care două witch-uri se bat și un Iron Golem intervine. Witch-ul care este omorât de Iron Golem devine un witch gigantic. Mamă, băi, spăi, bă. Care mă sunt șansele să se ia la bătaie două witch-uri și fix de data să intervine un Iron Golem și să bată un witch? Bă, bun, adică, bă, e o șansă de 0 la 1 milion, știi ce zic? Adică, bă, normal că e rară, crezi și eu chestia asta. Hai să vedem care e treaba cu vrăjitoarea gigantic. 3, 2, 1 și... Mamă, bro! Opa! Oh, calmează-te! Mamă, uitați-vă la ea, bro! Mamă, aruncă o chestie după mine, ok. Ok, mamă, ok, mi-a dat poison. Mi-a dat poison, trebuie neapărat sobat acum. Mi-a dat poison, mă, vine aici, mori. Mamă, ce-mi dă, boys! Bă, îmi dă toate poțiunile, mamă, trebuie să o omor. Trebuie să o omor, bro, îmi dă toate poțiunile. Îmi dă poison, îmi dă slowness, îmi dă tot ce are. Ia stai, pot să fug de ea, gen, pot să scap de ea. Mamă, uitați-vă la ea, bro. Își dă heal, mama. Băi, asta e invincibilă, boys. Nu știu dacă o să pot să o bat. Bă, și-a dat heal în fața mea, efectiv. Mamă, sper să nu fie invincibilă, pentru că nu o să pot să o bat, boys. Mamă, lasă-mă în pace. Mamă, trebuie neapărat să-mi bat pe ea. Hai, mori. Nu las, că își dă heal. Unde mă vin aici? Mamă, dar nici nu mă lasă să o ating, bro. Mamă, mori. Acolo e lavă, stai cu un pic de lavă. No, ok, sper să nu mă pingă ea, să nu mă pingă ea pe mine. Mamă, hai că își dă heal, mori. Mori odată, dai, hai, mai are puțin, moartă, hopa. Let's go, boys! Am omorât vrăjitoarea, man! Holy shit, pe bune! Ok, mamă, mi-a dat Golden Apple? Boys, mi-a dat Golden Apple încântate! Ok, după cum puteți vedea, așa arată o hartă de Minecraft după ce m-am bătut cu witch-ul gigantic, bro, lol! What? Bă! Alo? Ok, asta a fost ceva destul de ciudat, credeam că o să revină witch-ul sau ceva de genul. Și acum, apoi, mai avem încă doi mobi. Ăsta, Dirt Golemul, care mi se pare de departe cel mai creepy dintre toți. Și după și Guardianul, care... parcă e la fel de horror ca și Dirt Golem, însă urmează să aflăm. Hai să citim care e treaba cu ăsta. Dirt Golem este cunoscut sub numele de bodyguardul lui Herobrine. Acesta apare, ce să vezi, odată cu Herobrine pentru a-l proteja. Până acum a fost văzut de câteva ori, însă nu știu dacă imaginile au fost falsificate sau nu. Deci, băi, ăsta s-ar putea să nu existe deloc în Minecraft și să fie doar niște băieți care au făcut mișto. Și efectiv, acum eu o să-l prezint în episodul meu, pentru că a fost adăugat în modul ăsta. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Mamă, bro! Holy shit, cum arată! Băi, voi îl vedeți, mă?
Voi vă uitați la creatura asta? Păi bă, dacă văd mobul ăsta pe lumea mea de Minecraft, o iau la fugă, știi ce zic? Bro, uitați-vă la ea, dacă-i dau una, i-am dat una. A, nu mă atacă! Inofensiv ăsta? Boys, ăsta e inofensiv, ia să-l bat, să vedem ce ne dă. Mamă, bă, dar uitați-vă cum arată înainte să-l bat. Mamă, e efectiv prea gigantic. Bro, ia să-l bat, ia să-l bat. Hai, mori, mori odată, mori. Mori. Ok, oh! Și bă, toate blocurile care erau în el au ajuns pe jos. Mamă, cât de mișto. Ok, foarte, foarte tare, băi, dacă stați să mă întrebați pe mine, chiar foarte, foarte mișto mobul ăsta. Mi-a plăcut, însă mai avem încă unul, care este Guardianul. Eu nu am făcut harta asta, a făcut-o un abonat, boys, și de-aia nu prea știu care-i treaba. Gen, dacă cumva mă blubi sau ceva, deci nu să știți că de-aia. Hai să vedem care-i treaba. Info pentru Guardian. Un mob bonus despre care doar se zvonește că este în Minecraft. A fost făcute câteva poze cu el, dar niciuna originală. Este vorba de Guardianul Pădurii. Opa, Guardianul Pădurii, păi hai să vedem care e treaba cu Guardianul ăsta al pădurii. Let's go. 3, 2, 1 și... Mamă, bro! Ok, deci ăsta este la fel ca și golemul ăla. Mamă, deci mobii ăștia, pe bune, sunt horror. Uite, ia să ne poți să-i bat? Ia, hai să vedem. Pe ăsta, dacă îl bat, ce se întâmplă? Iară pune toate blocurile așa pe lângă el. Ok, nu, asta le dropează. Bun, bă, băieți și fete, cam atât a fost cu acest episod. Ăștia au fost top 5 mobi rari și periculoși din Minecraft, pe care, băi, să zicem așa că există o șansă spre neexistentă, da, 0,000% să-i întâlniți lumea voastră de Minecraft. Însă măcar i-ați văzut la mine în videoclip și a fost foarte, foarte mișto. Eu am fost Marius Ian, cu scrieți la comentarii dacă mai aveți episoade de genul. Vă pup pe toți și vă urez o seară minunată. Pa, pa!